Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător, selam aleikum, pace vouă, bună seara tuturor, celor care sunt prezenți și celor care o să ne asculte. În seara asta, practic, vom avea două teme. Prima temă sunt cele cinci versete de la începutul Surii Vacii, Sura Bacara, capitolul 2, și cu permisiunea dumneavoastră am să le citesc în limba română și apoi am să vă invit la cuvânt. Citesc din traducerea profesorului Dr. George Grigore. Alif Lam Mim. Aceasta este cartea cea mai presus de orice îndoială. Călăuzire celor temători, celor care cred în taină, celor care își săvârșesc rugăciunea, celor care dau milostenie din ceea ce le-am dăruit, celor care cred în ceea ce a fost pogorât asupra ta, în ceea ce a fost pogorât înaintea ta și care cred în viața de apoi. Aceștia merg după călăuzirea Domnului lor. Aceștia sunt cei fericiți. Cei care tăgăduiesc, fie că îi previi, fie că nu îi previi, tot nu vor crede. Am citit și versetul 6, referitor la cei care nu vor crede în ce le spunem. Și acum am să vă rog să vă expuneți părerea. Cine este primul? Aceeași regulă. Mânuța. Dacă nu v-ați hotărât, atunci, cu permisiunea dumneavoastră, am să vorbesc eu primul. Personal, am o afinitate specială pentru aceste prime versete din Sura Bacara, din Sura Vacii, și vă spun și de ce. Prima dată când am început să citesc despre Islam, am citit traducerea Coranului făcută de doctor preot profesor Octavian Isopescu. Mie personal, în continuare, mi se pare o traducere extraordinară. Înțeleg limba de acum 100 de ani foarte bine. Pentru mine este extraordinar. O simt în suflet direct. Și de ce spun că aceste versete sunt speciale pentru mine? Fiindcă vreau să fac o scurtă paralelă cu ceea ce scrie în Biblie și faptul că nu am citit Biblia, ci am studiat Biblia timp de 20 de ani și după aceea am început studiul Coranului. Iar aceste versete sunt quintesența sau esența a tot ceea ce Dumnezeu spune de-a lungul mileniilor. Cu permisiunea dumneavoastră, citesc și din traducerea profesorul Isopescu. Alif Lam Mim. Aceasta este cartea în care nu e îndoială. Ea este o cârmuire celor cuvincioși sau cuvioși. De câte ori citesc acest verset al doilea, pentru că primul verset este Alif Lam Mim. Nu vreau să fac absolut niciun comentariu asupra acestor trei litere, nu există absolut nicio explicație, există zeci, sute, mii sau poate zeci de mii de profesioniști care își dau cu părerea și care, sincer, mi se pare absurd când cineva încearcă să-mi spună ce-o gândit Dumnezeu. Nu știm ce-o gândit Dumnezeu. Alif Lam Mim, așa începe, sunt trei litere. Dar al doilea verset, aceasta este cartea în care nu e îndoială. Ea este o cârmuire a celor cuvincioși. Adică
din acest al doilea verset pune un punct după tot ceea ce ne putem da noi cu părerea. Este o carte fără îndoială. Este o carte care n-are sens să o comentăm sau să o contestăm. Sau dacă o comentăm, n-avem cum să o contestăm. Este fără îndoială. Expresia în toate traducerile în limba română și în ceea ce am găsit în traducerea în limba engleză este extraordinară, este definitivă, este fără nicio posibilitate de a spune, mă, dar stai un pic, că poate nu-i chiar așa. Nu, este o carte fără îndoială. De câte ori citesc acest al doilea verset din sura 2, se ridică părul pe mine și simt că am în mână cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Allah, cuvântul Creatorului nostru. Este atât de puternic pentru mine, încât de când am citit prima dată Coranul, am avut așa o liniște sufletească, nu mentală, o liniște sufletească. Nu știu dacă aveți uneori situația, sunteți în situația, viața agitată, lume multă, se întâmplă multe lucruri cu multe semne de întrebare. Simțiți așa că sufletul se liniștește dintr-o dată. Mintea merge, se învârte acolo, milioane de rotițe care se învârte, dar sufletul se liniștește. Ei, acest al doilea verset, pentru mine, mi-a liniștit sufletul. Continuarea este cu atât mai deosebită cu cât, cum spuneam, este o esență a tot ceea ce s-a spus în Biblie. Mai ales că ne și atrage atenția aici și care cred în ceea ce ți-a trimis ție și ceea ce s-a trimis înaintea ta și se încred în lumea de apoi. Deci ne avertizează Dumnezeu, clar, că s-a trimis ceva înainte de Mohamed, pentru că aici se adresează direct profetului Mohamed, pacea asupra lui. Deci cei care cred în ceea ce s-a trimis ție și în ceea ce s-a trimis înaintea lui. Este extraordinar, pentru că de multe ori există discuții între oameni din religii diferite, voi nu credeți numai în Coran. Marea majoritate a oamenilor creștini habar nu au că musulmanii cred în unele părți din Biblie. Creștinii nu știu de fapt cum s-a format Biblia. Biblia nu e o carte care a trimis-o Dumnezeu de la A la Z. E o carte care are 66 de cărți în interiorul ei sau altă variantă, 72 de cărți. Deci cum au hotărât niște oameni. Dar în Biblie sunt cuprinse două, practic, revelații despre care Dumnezeu ne vorbește în Coran, Allah ne vorbește în Coran. Este vorba de Tora, care sunt primele 5 cărți din Vechiul Testament, din Biblie, partea Vechiul Testament, și Psalmii lui David. Ne mai vorbește în Coran și despre Injilul lui Isus, Evanghelia lui Isus, care nu există în Biblie, nu știm care este. Adevărul e că nici despre cele două, Tora și Psalmii lui David, nu știm în ce măsură ele s-au păstrat. Totuși au trecut mii de ani și foarte mulți oameni au scris și au rescris și unii puteau să modifice din greșeală, din neatenție, din oboseală, cu intenție, să puteau face multe. Dar Dumnezeu revine și ne trimite Coranul și ne spune, ăsta e ultimul cuvânt. Aceasta este cartea cea fără îndoială. Și care, ce este? O călăuză. Pentru cine? Pentru cei care cred în taină, în cele nevăzute, care cred în Dumnezeu, fără să spună, bă, eu cred în Dumnezeu, dar dacă l-aș vedea,
că așa e omul. E simplu să crezi că asta e o casă sau aia, ăla e un perete, pentru că îl vezi, poți să pui mâna pe el. Dar credința adevărată, exact cum ne spune în aceste prime versete, este să crezi în cele nevăzute. Să crezi în lumea de apoi. Aici este adevărata credință care pleacă din sufletul omului, nu din mintea omului. Cred că inclusiv avertismentul care ne-l dă în versetul 6, de aceea am vrut să-l citesc, pentru cei ce nu cred, e tot una dacă le spui sau nu, ei tot nu vor crede. De la început avem o atenționare asupra ipocriților. Și eu cred că asta este important de ținut minte. Și cred că această esență, bine, avem multe versete în Coran care sunt înspăimântător de clare, bine definite și de nediscutat, fără nicio îndoială. Și spun înspăimântător pentru că pur și simplu Dumnezeu spune un adevăr clar, asta e. Denuț, nu mai avem variantă. Lăudat să fie Dumnezeu că dintr-o întâmplare și o curiozitate am cumpărat această traducere a Coranului și m-am bucurat de binecuvântările lui Dumnezeu citind-o. Eu mă opresc aici, vă ascult cine dorește să continue. Domnul Abdullah? Sau domnul Mehmet? Da. Săptămâna trecută am avut și trei concepte de care trece pe începutul lui Sura Bakara. Dar astăzi am citit așa și am ajuns numai la 5 versete, adică am reușit să studiez, să mă gândesc ce am de spus, ce am de gândit și aia am spus că până la 5 o facem sau până la 6, nu prea contează. Cum a spus dumneavoastră pe începutul lui primul verset, Elif Lam Mim, sunt alte capitole, începe niște alte capitole din Coran, începe cu literele asemănătoare. De fapt, cum a spus, nimeni nu știe ce înseamnă exact, dar putem să gândim și putem să spunem niște părere, dar nu sunt definitive sau nu sunt decizie finală, putem să spunem. Dar când punem oricum niște păreri, să gândim, să ne depășim limitele ale spuse de Dumnezeu, niște limite, ca să nu depășim. Decât avem așa o părere pentru noi, dacă ne dă niște beneficiu, ne dă niște idee bună, să zic așa. Eu, de exemplu, am citit, am studiat așa și niște tefsiri sau altele și așa că spune că, de exemplu, în limba arabă, un cuvânt conține din o literă 2, 3, 4, 5, adică maxim 5 litere sau minim o literă conține un cuvânt. Dacă vedem celelalte, se numește în Coran acel literele huruful mukatta, limba arabă, un concept, adică huruful mukatta, deci maxim 5 litere sau o litere. De exemplu, suratul Kalem are cu un litere, nun, de exemplu. Dacă ziceam așa că vorbire între oameni din aceeași națiune și alte națiune este o minune. Adică un aiet sau un minun de la Dumnezeu când vorbim, ne înțelegem. Chiar între națiuni, între turci, între români, între englezi, între mai multe, sau
și celelalte, cum să spun, între alte limbi se înțelegem, folosim literele fonetice, ce zice este, și acesta este o minune care suntem deja obișnuiți. Adică vorbim așa, dar dacă vedem un bebeluș care a născut o săptămână, două, dar ce se pune prin gură? N-are nimic. Începe când dezvoltă, trece timpul, începe, vedem că și de ușor să vorbească un om, de la așa, se învăță convorbire, dar și de foarte greu, dacă urmărim așa. Dar după ce am vorbit așa, noi vedeți că e foarte ușor să înțelegem prin literele, prin fonetice, să zic așa. Și pentru acel carte exprimată tot același obiecte. A spus Allah pentru noi, ca să înțelegem mesajul lui, a trimis din literele aștia conține, dar după aia spune că al doilea verset, fără o îndoială, de la Dumnezeu. N-are niciun suspiciune. Și săptămâna trecută chiar am avut o mică temă că Allah a dat liber, hai să aduceți, dacă sunteți, dacă vorbiți așa, dacă sunteți bine, hai aduceți în asemănătoare ceva. Dar până acum a trecut 1400 de ani și mai mult, n-a adus nimeni asemănătoare. Când vorbesc despre asta, nu zic că ca formă, zic eu. De exemplu, unii spune că formă și aduce din istorie niște asemănătoare. De exemplu, el filum, adică s-a spus ceva. Dar nu e vorba de asta, eu mă gândesc momentul de față. De exemplu, Coranul, când citim să înțelegem, mereu spunem noi că e Islamul, vine de la Coran și este un mod de viață. În cartea asta, mod de viață, nimeni poate să aduce. Nimeni. Pentru că n-are putere, n-are limită lui. Nu dă voie limită lui ca să facă așa ceva. De exemplu, niște disciplină, se numim așa, comunismul, socialismul, democrație, nu știu, altele, multele, chiar se numesc cu religie sau fără religie, să zic așa, ce au dus ei? Au dus pe oamenii, adică pe omenire, numai dezastru, dacă vorbim de asta. Dar când e vorba de Coran, adică sistemul lui sau modul de viață, au dus pe lumea, pe viața omului, numai pace, numai ceva bun, frumos, dacă se înțelegem. Pentru că întrebarea este simplu de la Dumnezeu. Cine știe mai bine? Creatorul. Atunci, noi suntem creatorul lui, Dumnezeu, atunci El impune pe noi ca să fim supusul lui, să ascultăm pe El, să respectăm pe El. Atunci intrăm în rai. Și chiar pe pământ și chiar și după ahiret, cum se numește? Lumea de așa. Dar pentru ca să intrăm pe pace, pe lumea asta și pe după viață, pentru asta este o condiție care spune versetul 2. Calezură celor temători. Adică temător, prima sens este că e frică. Ceva sensul ăsta, dar am citit și pe traducerea lui Grigore, astăzi acolo spus că chiar mi-a plăcut, vreau să citesc explicație. Celor temători,
lil muttakine. Koraki traduce acest participiu activ cu fresmisans, explicând cu sensul vechi al verbului ittika. Se referă la căi nepotcoviți care frământau, se înfiorau când pașeau. Adică cel care când trăiește să aibă respectos, să aibă grijă pe alții, adică se ceva plină de respect, adică un om, atunci el poate să aibă beneficiu de la călăzurile lui Dumnezeu. Dacă nu are încredere, adică nu este respectos, nu este supus, atunci nu ajută pe el acest carte. Întâi, în fața lui Dumnezeu, acceptă că Dumnezeu știe tot. Adică noi suntem, chiar dacă știm noi că conștiință și puterea fizică și biologică și mai altele, care a dat Dumnezeu tot. Dacă știm așa, atunci ne uităm în jurul nostru altfel decât ceilalți, un materialist sau alte care cred în sare altele. Adică musulmanul citește toate două cărți. Adică citește și Coranul, versetele din Coran, adică cartea lui Dumnezeu, și citește cartea de spațiu, cartea de lumilor, tot de la Dumnezeu. Între două cărți, nu există conflict să încrucișați ceva, pentru că vin numai din unic Dumnezeu. Pentru până aici am pus ceva, dar mai departe mai opresc așa și mai continuăm, adică încet, încet, așa să zic, după părerea mea, să nu mai mergem. Domnul Mehmet? Da, referitor la primul verset care conține trei litere, Elif Lam Mim, într-adevăr, așa cum a spus și domnul Abdullah, se numește aceste lucruri Huruful Muqaddas și sunt 29 de surete din Coran care începe cu aceste litere. Într-adevăr, nu există o explicație fermă sau unică să spune ceea ce înseamnă ele. Însă sunt foarte multe presupuneri, explicații care se fac din privind din alte unghiuri de vedere. Ar trebui să facem probabil o altă emisiune, o altă dată, dar părerea mea este corectă. În momentul când facem acele emisiuni referitor la Huruful Muqaddas, trebuie să începem să înțelegem câte cât din Coran, că să putem să definitivăm cam ce se dorește să se spune prin aceste lucruri. Pentru că neavând bază, nu putem să facem nicio referire la acele litere fără să știm Coranul în mare măcar. Dar trebuie ținut în cont că ele nu sunt doar litere, că știți, în momentul când Coranul a venit, încă poporul arab folosea cifrele din alfabet. Ei nu aveau cifrele de ziua de astăzi. Ele au venit după. Acele litere care conținea alfabetul arabic se foloseau ca și cifre. Că drept în urmare sunt unii oameni care au încercat să explice semnificație la Huruful Muqaddas prin interpretare cifrelor. E foarte interesant, într-adevăr, un studiu nu neapărat înseamnă că sublinează, spune asta este. Însă eu sunt foarte curios. Să ziceți de limba arabă abjad? Da, exact.
Însă sunt foarte curios și aș fi fost foarte bucuros din partea lor care spun că profetul a avut datoria să explice Coranul, nu să declară, nu să transmită, să explice. Curios, nu există niciun hadis care să spune referitor la Hurufu Mukatta. Adică oamenii din ziua respectivă, din momentul când a venit Coran, n-a întrebat nimeni profetului. N-a spus nimic referitor la ele. Asta doar să punem o întrebare și dacă cineva are un răspuns, poate să ne dea. Ok. Vreau să trec la versetul 2. Să dau citire din nou la verset, imediat. Aceasta este carte, cea fără îndoială. Ea este călăuză pentru cei smeriți. În altă traducere spune pentru cei temători. De fapt, cuvântul este muttaqi. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui cuvânt, pentru că, așa cum mai spun și la alte emisiuni, niciun cuvânt din Coran nu este folosit întâmplător. Allah cu o mare atenție a ales fiecare cuvânt din Coran. Când analizăm această carte, vedem această minune, fără dar și poate. Acum, dacă atragem atenția asupra acestui cuvânt, începem să înțelegem mai bine ce înseamnă mutechine, adică despre cine se vorbește. Că să înțelegem cuvântul, deci cuvântul veca, care provine din rădăcine VKY, înseamnă a proteja, ca verb tranzitiv. Ca verb intranzitiv, în formă de 5 litere, itteca, înseamnă a proteja, a-și cunoaște responsabilitate, a acționa în mod responsabil, a fi sensibil în sensul meticulos și conștient. Din acest punct de vedere, cuvântul al-taqwa conține de asemenea sensuri precum a fi protejat, a acționa în mod responsabil. Cuvântul taqwa în sensul de a fi protejat este capacitatea de a fi protejat de răul. Dacă considerăm cuvântul într-un mod care să includă toate aceste sensuri, putem traduce taqwa prin a fi sensibil, adică meticulos, și muttaqi prin o persoană sensibilă, responsabilă și meticuloasă în aplicare legilor coranice. După cum se afirmă și în alte sureturi, în alte versete, de exemplu Shams, capitolul 91, versetul 8, taqwa se referă pe de o parte la capacitatea de a se proteja împotriva relelor, adică numite fugiri, fapte rele, iar pe de altă parte indică activarea potențialului de a face binele în ființe umane. Shams 91:8 spune și a insuflat lui, nu citez înainte, vorba de Allah care spune despre om, și i-a insuflat lui nelegiuirea sa și evlăvia, adică taqwa sa. Când spune Allah că cartea aceasta este pentru cei care sunt muttaqi, adică cei care sunt responsabili meticulos, ca să putem înțelege cam de fapt ce dorește să facă. Ne gândim că probabil că majoritatea din noi sau oamenii care urmăresc emisiunea după, majoritatea cred că conduc mașini și cam sunt conștient de regulile din trafic. Ca să fac un exemplu asemănare, să înțelegem ce vrea să spună. Conducem o mașină, dar suntem total indiferent de legile care reglează traficul. Nu știm să interpretăm semnele de circulație, nu știm ce înseamnă un roșu, un verde, un galben. Absolut suntem indiferent. În momentul acela, acea carte care reglementează traficul nu spune absolut nimic omului care conduce pur și simplu fără să fie responsabil. Dar un om responsabil care vrea să conducă, vrea să facă toate lucrurile din trafic în limita legii, ca să nu fie pedepsit după,
Atunci citește carte, ca să înțeleagă cum trebuie să se comportă în trafic, ca să nu facă un accident, să nu-i dăunează lui sănătate sau altora, nici să pună viață, nici al lui, nici al altora în pericol. Asemenea respectivă, Allah, exact în, după primul surat, al doilea, când începe cu aceasta, vrea să spună pur și simplu, cei care citesc cartea aceasta sunt cei care sunt foarte meticuloși, foarte responsabili. Pentru că dacă observam și legam lucrurile din primul suret cu Fatiha, în care noi spunem, arată-ne drumul cel corect, cel drept. Bun, asta nu înseamnă că am spus lucrul acesta și stăm să așteptăm să ne vină o scrisoare să ne spune, sau o navigație să spună, e o dreaptă, e o stângă. E, în continuare, când vine acest suret, Bakara, și începe cu această exprimare, este clar. Adică vrei să găsești într-adevăr calea cea dreaptă? Citește. Ești responsabil? Vrei să fii meticulos? Vrei să știi cum să ajungi la Dumnezeu? Citește. Citește mai departe. Este foarte logic. În momentul când ești responsabil, când chiar vrei să faci ceea ce spune Creatorul tău, pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru societatea în care trăiești și pentru tot ce ne definește ca ființe umane, trebuie să citim această carte. Dacă nu suntem pur și simplu interesați nici de noi, nici de alții, normal că nu citim, atunci cartea aceasta nu e pentru noi. Eu asta înțeleg din versetul 2 și pentru mine cuvântul muttaqine, adică cei responsabili, sensibil, responsabil, meticulos, cam asta ar trebui să fie un musulman care caută într-adevăr drumul cel drept. De foarte multe ori spunem aproape la fiecare emisiune, un musulman nu este un om care spune doar declarativ lucrurile. El e și acțiune. Doamne, dă-mi și mie drumul să văd calea cea dreaptă. Bine, cauți? Nu. E bine, nu o să găsești. Dacă nu ești responsabil, dacă nu ești mutăchi. Cam asta vrea să spună în versetul ăsta, asta înțeleg eu. Și imediat versetul următor, al treilea verset, dau citire, este uzbina, care cred în cele nevăzute și plinesc rugăciunea, as-salat, și din ceea ce le-am dăruit, fac milostenie. În acest verset ar trebui să înțelegem cele două cuvinte care dă sens acelui verset. În primul cuvânt, când definește aici, de fapt, de la 2 până la 5, inclusiv 5, definește credinciosul. Deci, în 3 începe să intre mai adânc. Spune cele care cred în cele nevăzute. Ce înseamnă nevăzute? În limba arabă, în Coran, acest cuvânt este bilgaibi, adică cel nevăzut, ascuns, dincolo de simțuri și de intelect, tărâmul spiritual pe care oamenii nu-l pot înțelege, tărâmul care se referă mai ales la viitor. A crede în gaib, adică a crede în această nevăzute, înseamnă a avea încredere în el. Toată lumea îl cunoaște pe Allah, dar nu toată lumea are suficientă încredere în el. Și nu se preda lui. Că islamul asta înseamnă să te predai în mâinile lui. După ce faci tu ceea ce se spune să faci, după care te lași în mâinile lui. Pentru că sunt foarte multe necunoscutăție. Și atunci un credincios crede în nevăzute. Adică se predă în Allah. Aceasta este ceea ce face că o persoană să fie, adică cel care nu crede, devine necredincioasă. Ăsta este motivul pentru care cuvintele a crede, a avea încredere și a crede și a avea încredere vor fi folosite uneori în loc de credință. Pentru că, după părerea mea, noi putem să măsurăm cât credem în Dumnezeu prin câtă încredere avem în El. Ăsta este, după mine, o măsură lucrurilor. Declarativ, iar spunem, Doamne, eu te cred că există. Ok, ai încredere în mine?
Bun. Cât de mult poți să te lași în mâinile lui Dumnezeu? Exact asta spune în verset. Să crezi în lucrurile care sunt nevăzute. O grămadă de lucruri care se referă la viitorul nostru sunt în mâinile Creatorului, iar noi prin faptele noastre ne pregătim, facem ceea ce ne spune și ne lăsăm în mâna Lui. Adică ghidat de El și mai departe. Trebuie să ai încredere în El să faci lucrul acesta. Doar să spui, am încredere în tine, nu e de ajuns. Eu asta înțeleg din începutul acestui verset. Cuvântul ăsta e foarte important. Și în Coran, în mai multe locuri, cuvântul gaib se referă la viitor, că este necunoscut oamenilor și necunoscutul este cunoscut doar pentru Allah și pentru nimeni altcineva. Că știm și noi că sunt unii care spun că știe ce se va întâmpla și una altă, nu intră în alte detalii. Și următorul cuvânt, tot din același verset, și plinesc rugăciunea, as-salat. Adică aici, ikame, as-salat este, aici se referă la rugăciunea ritualică. Aici putem să spunem așa, în acest verset, Allah când definește credinciosul, vrea să spună că ei se îndreaptă spre Allah cu o conștiință lipsită de shirk. Adică shirk e un cuvânt din limba arabă, înseamnă politeism sau idolatrie. Fiind convinși că Allah este singura divinitate demnă de adorare, așa cum știm și din suretul Fatiha, în care definește acest lucru foarte, foarte clar, când chiar al doilea verset în care spune Alhamdulillah Rabbil Alamin, adică lauda să fie doar pentru Allah, lauda este doar pentru Allah. Și aici la fel. Asta înțelegem. Salat, pe lângă semnificație ritualului de rugăciune, înseamnă întoarcere către Allah. Rugăciunea, sprijin, adică rugă de fapt, sprijin, solidaritate, ajutor, interes apropiat de Dumnezeu și religie, credință. Nu este corect să dăm cuvântul salat doar sensul de rugăciune ritualică. Din păcate, în zilele noastre, mulți care au tradus cartea respectivă, Coranul, oriunde au văzut cuvântul salat, au tradus rugăciunea. Dar nu. Pentru că să zic așa, cuvântul de mult întâlnim în limba turcă, namaz, este tradus din limba persană. Nu există în Coran acest cuvânt. Mai multe detalii vă dau. Salat înseamnă de solidaritate, am spus. Solidaritate socială include formă de solidaritate psihologică, socială, politică și economică. Adică dacă noi limităm cuvântul salat doar la o rugăciune, doar la o chestiune robotică, pierdem foarte multe sensuri și foarte multe înțelesuri din Coran. Repet încă o dată, formă de solidaritate psihologică, socială, politică și economică. Acestea sunt îndătoririle pe care le așteptăm de la noi, adică se așteaptă de la noi, de la oameni. Cetățenii Țării Păcii, adică de la musulmani. Noi, musulmani, suntem oameni al păcii. Se așteaptă de la noi să fim solidari cu familia, prietenii, concetățenii, compatrioți, semenii din lume. Aceasta este datoria fiecărui musulman. Asta înseamnă salat. Adică să te îndrepți, să fii solidar cu fiecare. Solidaritatea între noi înșine și Creatorul nostru este foarte importantă din punct de vedere mental și psihologic. Și aceasta este datoria fiecărui credincios. Este solidaritate sub formă căutării ajutorului Allah și a susținerii sistemului său prin fapte drepte. Deci vedeți, deja salat a ieșit din cuvântul limitat și închis într-o rugăciune, a început să încapete sensuri foarte, foarte larg și devine într-adevăr un stâl al islamului. Deci nu un ritual simplu. Ritual simplu de salat este doar o mică parte din
tot ce înseamnă salat. Noi, oameni care citim și analizăm Coranul, ar trebui să ne protejăm, să picăm în capcana respectivă, pentru că unii oameni, din diverse motive, nu contează că de intenție rele sau nu, nu asta contează, au limitat acest cuvânt doar la rugăciunea ritualică. Și o foarte mare din semnificația acestui cuvânt a fost pierdut. Iar noi ar trebui să atragem atenția oamenilor că nu e chiar așa. De fapt și de drept, că să subliniez salatul, care e cunoscut, am spus în limba turcă, ca și namaz, semnificația se pierde în detalii formale. Este de fapt o formă de comunicare și solidaritate dintre creator și creație. Adică este o comunicare între noi și cel care ne-a creat. Asta este salat împreună și cu solidaritate între oameni. O formă de salat este, de exemplu, și zakatul care dai. Pentru că este un ajutor și o solidaritate socială. Întorcând din nou în versetul 3, care definește, acum din tot ce am spus, recitim din nou versetul, este Azvila, care cred în cele nevăzute, am spus despre gaib, să ai încredere și să te lași în mâinile lui, și plinesc rugăciunea, adică salatul. Și din ceea ce le-am dăruit, fac milostenie. Observați, imediat ce spune, după ce faci salatul, faci și milostenie. Complet. Adică este un sistem solidar, nu se referă doar la rugăciune. Trebuie să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Aici Coran, când începe să definește musulmanul, nu vrea să individualizeze rugăciunea lui între doar el și Allah, și salatul trebuie înțeles din acest verset, cel puțin trebuie înțeles un sistem solidar între musulmani, care ne leagă, ar trebui să ne lege. Cam asta înțeleg. Și versetul 4 este auzibilat. Și care cred în ceea ce ți-a fost pogorât ție și în ceea ce a fost pogorât înaintea ta și în viața de apoi, ei să cred. Cum a explicat și domnul Daniel, noi musulmanii credem în alte cărți, alte legi care a trimis Allah prin alți profeți. Noi credem în ele, dar din păcate ele s-au pierdut din formă originală. Dar noi credem că ele au venit prin acei profeți. De fapt, asta ne definește pe noi, pentru că foarte multă lumea are impresie că noi musulmanii negăm celelalte cărți, celelalte religii. Din contră, prin acest verset înțelegem că un musulman adevărat crede și respectă ceea ce a venit și înaintea noastră, înaintea lui Muhammed, de fapt, nu al noastră. Și versetul 5, aceia sunt călăuziți de Domnul lor, și aceia sunt zbânditori. Prin aceasta se încheie parte de definire credinciosului. O mică parte în alte versete și credinciosii se definesc și prin alte caracteristice importante. Dar aici vreau să atrag atenție, o să trecem probabil puțin mai departe de alte chestiuni, la versetul 4. Cuvântul pogorât, când se referă la cărți sfinte. În Coran, Allah folosește acest pogorât în limba arabă, unzile, enzelna, adică din cuvânt, din aceleași rădăcină. Adică cel pogorât. Însă interesant este că acest cuvânt pogorât a fost folosit pentru cărți sfinte, adică care au venit din divinitate, pentru apă și pentru fier care a coborât pe pământ. Astea sunt minunile care spunea domnul Sami, dar văd că în seara asta n-a ajuns, sper că este bine. De asta
când mergem mai departe, am zis doar să vă atrag atenție la versetul 4, cuvântul pogărât din limba arabă este înzelna sau unzile. O să vedem mai departe când analizăm minunile din Coran, dăm de același cuvânt în momentul când vorbim de apă, de exemplu. De ce Allah a folosit aici cuvântul, verbul enzelna și nu ihtibu? Ihtibu, când a folosit același cuvânt ihtibu pentru când de Adam, când a fost coborât din rai în, când a fost scos, sau de Noe, care a coborât din barca lui. Toate sunt a coborâ, dar unul este un alt cuvânt, altul este un alt cuvânt. Și de ce? O să vedem mai departe când începem analiza minunilor. Cam atât zic eu pentru primele 5 versete. Domnul Abdullah, doriți să mai adăugați ceva? Vreau să spun pentru lucruri sau lumea nevăzută despre asta. Aici se referă, cum a zis și domnul Mehmet, lumea de apoi sau niște ființe care a spus către noi Allah, de exemplu îngeri. Noi n-am văzut, dar avem încredere. Cuvântul gaib sau exact cum se spune în limba română, nu știu, dar dacă spunem nevăzut așa și sau care am găsit ceva neștiut sau ascunse pe ochii, ascunse de omul ochilor, ceva lucruri. Între credincioși și necredincioși sau musulman sau materialist sau alții, avem diferența asta. Pentru că ei nu cred dacă nu vede, dacă nu atinge mâna lui sau mai mult așa, concret. Adică dacă nu vede concret, nu crede ceva. Dar noi credem. Avem diferență. De ce? Pentru că chiar și acum pe lumea actuală, din ce în ce mai mult, se vede că lumea asta care vedem noi, care trăim pe în conjurul nostru, de mediul ăsta, se vede că niște lucruri din partea ei, niște lucruri care nu-i de văzut, nu-i de atâns. Adică vede că și ei, încet, încet. Dar după versetul 6, chiar dacă spunem sau nu spunem, nu crede. Pentru că dacă crede, trebuie să schimbe viața lui. Trebuie să fie supusul lui Dumnezeu, trebuie să respecte ce zice el, dar ei nu vor să facă asta, din cauza asta n-are încredere, n-au încredere. Nu vor să schimbă, nu vor să trăiască după el, atunci totul refuză, care nu vede sau nu vede concret. Pentru viața, spunem mereu că este un examen pentru noi, examinare. Dar examinarea asta este diferența, examenul de viață care la muncă sau la școală este o diferență să avem ceva ascuns. De exemplu, Dumnezeu este ascuns de noi. Asta nu înseamnă că nu există. Există. Dar dacă vedeam, atunci toată lumea avea crede. Atunci n-are rost să fie examen. Dar prin explicațiile și Coran și înainte care a venit și Tora și alte cărți care știm și care nu știm ce spune Coranul. Adică nu este declarat alte parte ale lumii. Definiții sau lucruri care spune că noi gândim logic, atunci mergem să gândim că există Allah. De exemplu, care am spus, cine știe mai bine? Creatorul. De exemplu, acesta e un ceva.
De exemplu, sau pentru viața de apoi. Spune că fiecare om, fiecare zi, doarme. Doarme. Adică aproape mort. Când dimineața trezește, a trăit din nou. Adică dă un exemplu ca să înțelegem viața de apoi. Dar după ajungem asta, omul alege preferința, ori calea dreaptă la Islam, ori calea celor nerătăciți. Dar de ce trebuie să credem gaib sau lumea ascunsă? Pentru că sensul lui examenului, sensul lui viața, așa este. Dacă nu avem încredere, dacă nu avem încredere și asta, atunci ce sens are viața? De exemplu, nu există viața de apoi după moarte. Hai să punem. Să fim un corect, om bun. De ce? Ce câștigăm? Sau ce este? Dar dacă există după moarte. După moarte. Atunci este un sens viață care trăim ca să facem ceva pentru noi. Pentru că există rai și există iad. Există pedeapsa și există răsplată. Și este și foarte important în lucru, chiar și al doilea capitol, primele versete, spune că Islamul nu este ultima religie sau ultima mod de viață. Islamul de la începutul omului a început, adică există de la Dumnezeu. Zice că înaintea noastră a trimis niște profeți, a trimis niște cărți. Adică și mai înainte am studiat și viața lui Adam sau creația, atunci am văzut. Allah mereu la om trimite niște clăuzire de la început. Nu lasă omul fără călăuzire, niciodată. Pentru că Allah este cel care arată drumul cel bun, cel drept. Deci asta despre primele 5-6 versete din Sura Vaci, Sura Bakara. Săptămâna viitoare continuăm cu următoarele 5-6-7 versete să vedem care se lipesc. Ne auzim atunci miercuri seara, săptămâna viitoare. Seara minunată tuturor, la revedere. Seara frumoasă, selam aleikum. Aleikum la toată lumea.